De la 1 iulie, prețul abonamentului pentru transportul public în municipiul Suceava se scumpește. Dacă până acum un abonament pe toate liniile în Suceava costa 50 de lei, de luna viitoare prețul urcă la 60 de lei pentru 30 de zile. În cazul abonamentelor de 2 săptămâni, prețul se modifică de la 30 la 36 de lei, iar un abonament pentru 7 zile va costa 22 de lei față de 18 lei cât era până acum. Singurul tip de abonament care va avea aceeași valoare este cel pentru elevi și studenți, a cărui valoare rămâne 15 lei. Motivația municipalității pentru modificarea prețului este aceea că societatea de transport public local riscă falimentul dacă se păstrează actualele tarife. TPL s-a plâns în nenumărate rânduri primăriei că nu mai poate supraviețui în actualele condiții. Facem acest lucru datorită cererilor repetate ale cererilor de la TPL, de la transport public local. Vă pot spune că în anul 2010 au fost două cereri de modificare a prețului abonamentelor, cereri care au fost respinse de către Biroul Autorității Locale de Transport, pentru că în urma verificărilor balanțelor și actelor contabile consideram noi atunci că se puteau descurca și fără această majorare de preț. În anul acesta, în 2011, iarăși au depus două cereri și se pare că nu mai avem ce face, va trebui să modificăm prețul. Pentru a veni în sprijinul societății care asigură transportul public în municipiu, primăria a redus deja numărul de maxi-taxiuri care circulă pe trasee în oraș, de la 52 la 27.